Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La ei săi 56 de ani, Maria povestește că soțul ei, Ștefan, alături de care a trăit 27 de ani, a ajuns într-o mare încurcătură. Femeia povestește că soțul ei, care acum trebuia să-și legine nepoții, se află după gratii. Potrivit Mariei, el a ajuns în pușcărie după ce vecina lui, de peste gard, a declarat la poliție că Ștefan i-a violat nepoata de 7 ani. Vă dați seama, la anii ăștia, 66 de ani, stai la pușcărie, un bătrân stai pe geaba. Vera, sora bărbatului condamnat pentru abuz sexual, spune și motivul din care acesta a fost întemnițat. Ea susține că vecina lui Ștefan a mărturisit fals la poliție din răzbunare. Totul din cauza că bărbatul ar fi refuzat să se avânte într-o relație amoroasă cu ea. Desfacem garșa, trăim doi cu unul, da și fratele Van Dam, slepi, e turc, slepi de una, s-o iei pe alta. Cum s-ar fi întâmplat presupusul abuz sexual? Ce o face pe Maria să-și apere soțul cu atâta înverșunare și să creadă că a căzut victima unei vecine geloase? Ce alte versiuni au fiica și sora lui Ștefan, dar și cum răspunde bărbatul la acuzațiile care îi se aduc? Aflați în această ediție. Maria spune că cea mai mare dorință a ei este ca Ștefan să se întoarcă acasă și astfel familia lor să fie din nou unită. Femeia a venit în platoul nostru ca să ne povestească despre necazul abătut peste ei. Să-i auzim povestea. Bună seara, Maria. Bună seara. Spuneți-ne mai întâi cum s-a aflat despre acuzațiile împotriva lui Ștefan. Eu am trăit cu dânsul 27 de ani, la care s-a întâmplat, ne-a ajuns, ei, mă rog, ca la orice familie. Și eu mi-am ales drumul, ne-am despărțit, mi-am ales drumul meu în viață, m-am recăsătorit, el iarăși s-a recăsătorit cu o altă femeie. Eu unde trăiesc în satul Stolniceni. Nu trăiesc în Bogiceni, dar în Stolniceni. Și acolo trăiește sora lui, prin care noi ne mai sunam și apoi ea îmi spunea. Fostă cumnată. Da, îmi mai spunea, ea ca și cu fratele s-a întâmplat, ea ca... Și ea v-a zis? Și ea mi-a zis. Primul gând, când v-a spus? Primul meu gând a fost că el nu e... Eu pe dânsul de-a mult știu, eu am trăit 27 de ani, el nu putea să facă așa ceva. De ce atâta încredere? Doar n-ați mai trăit cu el o perioadă. N-am mai trăit, dar eu aveam încredere în dânsul că el așa ceva nu a făcut. El cu mine când trăie, el nu umbla după de astea prostii și nu de atâta nici n-am crezut. Colegii mei au realizat un subiect despre viața voastră de cuplu. Haideți să privim împreună. Maria își aduce aminte că și-a cunoscut soțul pe când avea 20 de ani. L-a zărit în timp ce muncea în livada din sat și s-a îndrăgostit de el din primele clipe. La scurt timp, cei doi s-au căsătorit. Și în brigada aceea lucra și o soră de lui. Ileana o cheam pe dânsa, trăiește la Lugănești. Și mă văd cunoștință cu dânsa și, mă rog, mă mai ducem pe la dânsa, pe ospiție, și între care era și domnul, fratele ăsta mai mare a lor. Și m-au văzut, ne-am cunoscut, ne-am asaian și am făcut cunoștință și ne-am luat. Ștefan și Maria au trăit împreună 27 de ani și au crescut doi copii. Acum 10 ani, însă, între cei doi soți au apărut neînțelegeri. Maria spune că nu a putut răbda bătăile și a decis să-l părăsească pe Ștefan. După despărțire, fiecare dintre ei a încercat să-și refacă viața cu alți parteneri. Vine și mai sări la mine la bătaie, m-am mai asaian și eu n-am putut să mai terpe și l-am lepădat. Maria povestește că noua iubita lui Ștefan l-a părăsit când a aflat despre acuzațiile de abuz sexual asupra unei copile. Ea s-a dus la satul ei. Au auzit că lui i-a dat atâția ani și eu zic și eu am stau singurică. Atunci, bărbatul a chemat-o înapoi pe Maria. Deși femeia era într-o nouă relație, ea a revenit în casa ei de odinioară. El i-a spus fetei că zic că le-o da spune lui Anta să ducă acasă, ai grijă casă. Că zic că să ne împăcăm, lasă-l, iert și el și iert și eu și să fie că o mășită, o grămadă a mășită aici în casa asta și să stie să dărâme. Vreau să vă adresez o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi fost să faceți un portret psihologic, să-l descrieți pe soțul dumneavoastră, ce ați putea spune? În afară de situația că este agresiv.
El e un om foarte, foarte harnic. A lucrat tractorist, apoi e zavoi. Așa. Am crescut, vă spun, am crescut împreună copiii, până când erau de acum mari, căsătoriți. I-a iubit? A fost un da, tată foarte, bun? Da, foarte, foarte. Erați geloasă dumneavoastră? Când se mai duce, nu mai vine Sara, mai... Erați geloasă? Dar nu am fost eu geloasă pentru că eu îl știam pe dânsul foarte bine și n-am avut pentru ce să... Dar v-a dat motive să fiți geloasă? Nu. Nu v-a dat motive. Dar de ce era... s-a iscat cearta între dumneavoastră? De ce v-a lovit? Ei, au fost neînțelegeri. Banii ajunsuri, ba și aia, ba de și care? Aia. Hai că nu mai intra el pe poartă deodată, hop, na. Ce ați făcut? Sau eu? La băutură era? Câteodată la băutură, așa mai avea el câte o... Sau vă bătea și atunci când era treaz? Nu, numai când era bat. Aha, trebuia să... Dar avea probleme cu băutura? Ei, mai așa... Consuma mai, în exces? Mai consuma. Mai des câteodată, și mai mult? Câteodată, așa, nu des, nu mult, dar mai... Totuși, doamna Maria... De ce să-l iertați? După, pentru că atunci când ați plecat, ați decis să plecați și să vă faceți o altă eu relație. Să... Ați avut niște motive. Motive foarte clare. Acum, după 10 ani, deja practic v-ați înstrăinat mult. Mai ales aflând despre acuzații și despre faptul că e condamnat la ani grei de pușcărie. Decideți să reveniți, să-l iertați și să-i mai dați o șansă. Eu atunci am făcut repede o greșeală, că am lepădat și m-am dus, că am crezut că mă rog, așa e mai... Dar nu-i mai bine pe altă parte. Nu-i mai bine că tot trăiesc cu soț și... Doamna Maria, acum am o întrebare mai grea pentru dumneavoastră. Eu știu că pe lângă acest mare necaz cu Ștefan, peste familia voastră s-a mai abătut o tragedie. Povestiți-ne, vă rog, despre da. Asta. Am cu domnul Ștefan, am o fată și un băiet, la care băietul trăie cu mine acolo în Stolniceni, tot peste drum. Și trăie cu concubina, tot nu erau ca să înscriși, nu erau... Și era, beia concubina și a lui și era foarte agresivă cu dânsul și copiii, tot așa. Și mai 5 ani de zile au trăit ei și acum când am mai auzit de tatăl că s-o l-a închis și pe 10 ani, tare s-o sus mă zâmbat. Condoleanțele noastre, îmi pare atât de rău pentru dumneavoastră. Haideți să trecem peste asta. Am zis că am să vă întreb ce dovezi și ce argumente, dar reale, clare, aveți în apărarea soțului dumneavoastră? Expertiza a fost. Da. Doamna Maria, care cu nepoță, că au fost și-o trecut controlul la așa, ASEAN. Și știți, și cunoașteți? Acolo i-a spus că nu-i dreptnic. Cum? Că nu-i fata, nu, nică nu pățit. Nu i-a făcut nimic, nică. Nu, deci victima a fost nu și-a bătut joc de nimeni de dânsa. Fata e normală. Dar, de fapt, cine l-a acuzat? Maria și ea. Cine este doamna Maria? Povestiți-ne, vă rog. Mahălăgița. Mahălăgița, da? Și de ce l-a acuzat ea? Ea mai se duce la dânsul, îl chema tot timpul. La... Doamna Maria îl chema când avea un lemn, că el avea drujbă de tăiet, ori poate vreo rozet, că lucru bărbătesc, să o ajute, că a murit soțul ea. Și el tot timpul se duce, o ajuta, nu erau, să zici că... La care e, eu spus lui ea, că a zis că mai este o pădaleapă, dar a zis că pe Nelea și concubina. Și de-ați trăim amândoi. La care el a zis că de cum nu, eu pot să fac așa ceva, eu trăiesc o grămadă ani cu dânsa și acum s-o lepăt, eu m-am învățat cu dânsa, ies o învățat cu mine, cum să fac eu lucrul ăsta? Și... A refuzat-o. Da. Așa. La care eu am înțeles că e vine pe la noi. Vine pe la noi, mai serv eu cu concubina, cu soțul lui și cu soțul, mă rog, mai serv eu câte un par de zile deci acolo. Deci e de aici venea în casa da, femeii, da. Dar de aici ziceți că voia să-l ia pe Ștefan? Da. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră chiar o credeți pe această femeie capabilă să-i tragă o asemenea cursă lui Ștefan doar... pentru că a fost refuzată?
De el? La dânsa te poți aștepta la orice. De ce? Eu am vrut ca să se răzbune pe dânsul, într-un fel. Și poate nu a vrut să trăiască cu dânsa, poate... Haideți să auzim ce ne-ați povestit anterior despre asta, dumneavoastră, dar și sora lui Ștefan, cumnata voastră. Atenție! Și eu am vrut să trăiască chipurile cu dânsul, că s-o alunge pe concubina asta care trăie el, s-o alunge și trăiască amândoi. Era ea acasă, că tot umbla, că ea iubește păhărelul, apoi copchila și ducea fratele și îi lua de la grădiniță și îi aducea și îi punea în vălie. Dar mă, nălea soția care a fost cu dânsa, în învălie, lângă sobă, că dă-i jeră, e frig, e copil. E singură, îi suna, ori străga, că avea pe balcon și măi, cea, că măi, dușine băieții. Pe ploaie, pe lua plașciu, în învălie și ea dușie. O stima că eram în mahal. În această seară vorbim despre Ștefan, de 66 de ani, care este condamnat pentru abuz sexual al unei copile de 7 ani. Soția bărbatului, Maria, a venit astăzi în platoul nostru ca să declare că el nu este vinovat. Femeia spune că Ștefan a ajuns după gratii din cauza unei vecine geloase. Aceasta și-ar fi dorit o relație cu bărbatul, iar când a fost refuzată, s-ar fi răzbunat și l-a acuzat de abuz sexual asupra nepoatei sale. Echipa noastră a reușit să discute cu această femeie. La scurt timp veți auzi ce spune ea despre cele întâmplate. Tot atunci veți afla și mărturiile lui Ștefan, care se află după gratii. Dar mai întâi s-o auzim pe fiica bărbatului, Ludmila, și să aflăm ce crede ea despre acuzațiile aduse tatălui ei. Ludmila, bună seara, bine ai venit! Bună seara! Tocmai am auzit că tatăl tău avea, hai să zic, o relație mai apropiată cu această vecină din mahal. Tu știai despre această relație? Nu știam, știam că se împacă, adică foarte bine în mahală, să ajută. Dar asta nu părea, hai să zic, ieșit din comun? Tatăl tău ajuta și alte femei din mahală? Sau cumva, uite, pe ea în mod special? Nu, ajuta mahalaua, care femeile aveau bărbați, aveau familie, adică le ajuta toată mahalaua. Dar ea, fiindcă nu avea bărbat, ajuta cu lucruri bărbătesc foarte mult, cu copiii la grădiniță, ea ducea foarte des. Când ați aflat că ea, de fapt, pretindea la, cumva, la inima, la mâna tatălui? Mie mi-a spus cu un copil tatălui meu, Nelea, doamna Nelea mi-a spus că așa. El des se duce la doamna Maria, des doamna Maria îl strigă, mă stiu pe venul și mă ajută la ce, la ce, la întâi, la ce. Și Nelea deja era geloasă ea? Da, era geloasă, fiindcă ea a spus că chiar i-a prins împreună, că i-a prins împreună, da. Tu ce crezi despre acuzațiile împotriva tatălui? Eu cred că e nevinovat pentru că el nu poate să facă așa ceva niciodată. El foarte tare iubea copiii, foarte... Eu nu cred așa ceva să facă el. Înainte de la închide pe dânsul în penitenciar, eu cu soțul am fost la dânsul în ospiție și el mi-a spus câteva că are sud cu doamna Maria. Și soțul întreabă, dar pentru ce sud? Dă documentele cele, dă să le văd eu și și-o citi documentele cele. Acolo era scris că fata nu e atinsă deloc, e trecută expertiză legală, nu e atinsă deloc. Și el a povestit de la și cum, că a venit doamna Maria, a venit la dâns și în ospiție. Și doamna Nelea s-a țâmbit și scoată multe ori de vin și doamna Maria a zis că iese pentru dâns afară să iasă. Și în momentul și ala tata și din casă. Și a zis că fetița aceea care... Să nu-i pronunț, te rog, și de la, și de la masă, doamna Nelea i-a pus că mânca, nu știu ce acolo, cotletă, țeamă, nu știu ce a pus că mânca. Dar el ce făcea în acest timp, cât nu erau femeile? El și de pe divan. Și de pe divan în casă, nimic. Așa v-a zis. Da. Abuzurile sexuale asupra minorilor nu este necesar ca persoana să fie într-un fel sau altă atinsă înăuntru, da? Deci abuzurile sexuale asupra minorilor pot să manifeste și prin pornografie, prin atingerea persoanei propriu zis, nu e necesar ca să aibă loc un raport sexual. Haideți să vedem ce am mai aflat noi din dosarul penal în care Ștefan, de 66 de ani, este acuzat de abuz sexual asupra unei fetițe de 7 ani.
Instanța de fond a constatat că inculpatul în perioada lunii septembrie 2020, aflându-se împreună cu minora pe un teren agricol, acționând intenționat, a încercat să întrețină un raport sexual cu ultima. Însă, pe motiv că minora a opus rezistență activă, nu și-a realizat intenția până la capăt. Tot el, la data de 15 ianuarie 2021, aproximativ la orele 14:30, aflându-se în propria gospodărie, a săvârșit acțiuni perverse asupra minorei, manifestate prin atingeri indecente, săruturi pe buze, pipăitul cu mâinile a corpului, în special a organelor genitale. Prin sentința primei instanțe din 8 decembrie 2021, Stepan a fost condamnat la 13 ani de închisoare în baza articolelor 27 și 171 aliniat 3 litera B cod penal. Tentativă la infracțiunea de viol agravat, îndreptată nemijlocit spre săvârșirea raportului sexual, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra asupra unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani, care, din cauze independente de voința făptuitorului, nu și-au produs efectul. Și articolul 175 cod penal, săvârșirea de acțiuni perverse față de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a atins vârsta de 16 ani, constatând în atingeri indecente și alte acțiuni cu caracter sexual. Avocatul lui Stepan a contestat decizia primei instanțe. Curtea de apel i-a redus pedeapsa cu 2 ani și 4 luni, aceasta constituind în final 10 ani și 6 luni. Dar nu e corect. Atunci, în 2020, în august, atunci când a fost, că s-a dus cu fetița la Popșoi, când a spus că la Popșoi, pe acolo a fost și băițelul. Ei s-au dus cu băițelul, cu căruța, să aducă Borean, dar atunci, în 2020, în august, nici Popșoi nu era, că atunci era o secetă când vindea toată lumea animalele. Să învinuiește o persoană că a săvârșit ceva, nu știu câți ani în urmă. Eu, personal, ca avocat, văd asta o umplutură la fapta propriu-zisă, care încearcă să-i o... Deja i-au băgat-o și asta a fost ca un episod ca să-i arăte, să zic eu, de fapt nu puteau într-o formă sau alta să creadă numai asupra unui caz și ca să fie de rezonanță au mai pus așa deci zisă, să-i ofere o greutate. Da, o greutate la învinuirea care era destul de șubredă, cum am constatat noi acum, că ei se află da? În casă. Da? Așa considerați? Da. Eu așa o văd până la moment din ceea ce aud. Ceea ce am auzit, sau noi nu le știm pe toate? Nu s-au spus toate, dar din ceea ce am auzit eu, e prea puțin obiectiv. Eu nu simt ceea ce ar fi fost obiectiv în baza la ce omul ăsta a înhățat 10 ani. Trebuia să fie dovadă, ceva, foarte clar. Eu n-am auzit-o, dar 10 ani. Nu-i glumă. În scurt timp vom auzi ce povestește vecina care l-a acuzat pe Ștefan de abuz sexual asupra nepoatei sale de 7 anișori, dar și ce spune bărbatul despre crima pentru care a fost închis. Dar acum să-i auzim pe părinții presupusei victime. Cum nu e adevărat? Noi și luăm din capul nostru, fica așa e, cum să vă spun, copilul de 7 ani poate spui așa din capul ei, adică nu eram acasă, eu eram în Marea Britanie. Eu când am auzit, eu, Sara mi-a spus până la 4 ani am fost acasă. Eu prost m-am zbătut pentru copilul meu, asta e tot. Sunt ghinic și din supraveghere la mamă și sunt ghinic. El minte că eu de mic copil pe dânsul știu, el niciodată nu a spus dar drept. Ce? El niciodată nu a spus drept. El pastaiana numai cu misiune. Da, dar ce motive ar avea el? El își crede copil, e normal, e tatăl acum, ei. El când povestește acum, el era cestit. Era la noi la poartă. Eu l-am chemat, Sașa, vină că zic, venit niște oameni la Chișinău, vorbește Moldova și spune ceva, că tu ești tata copilului. Așa, și-a zis. El a zis, dar n-am eu și căta la Matale Ogradă. Zic, haide mai și vorbește el ceva acolo. El a spus acolo. Că acolo este... Bine, l-ați convins chiar el zis, că, dar eu nu merg, eu să spun la vorbește Moldova, să dau comentarii acolo. Și... El a spus că acolo este casetă, este la avocat, este procuror, este casetă, eu nu știu ce casetă este. Cred că când a fost pe deal, a filmat, când a fost cu fetița, a filmat pe tata și faci și nu faci. Eu nu știu ce casetă este acolo. Nu pare a fi el un tată care este prea stresat de situație. Că la poartă erau domni care au fost... Prea stresat de situație? Da, este foarte... Vorbește calm,
cu sticlă de bere în mână, asta cel mai mult. Era bat? Nu, ok, da. Nu știu dacă e bat sau nu, dar da, nu se aude și nu pot să constat chestia asta, dar avansat. Cumva vorbește foarte calm la capitolul ăsta. Și el atunci a n-ar trebui. Dacă... Mă gândesc că nu. Atunci când ți se întâmplă chestia asta, cred că trebuie să fie altfel să reacționezi. Noi reacționăm fiecare, cred în că, mod în modul diferit, dar nu cu sticlă, la, cu bere, la sigur. Dar de ce să nu luăm în calcul o altă versiune? Vă dați seama, în instanță se adeverește exact inversul și este achitat când a săvârșit fapta dată, da? Uitați-vă, momentul ăsta. Doamna, declaranta, urmează să fie atrasă la răspundere penală pentru dare de poziție mincinoasă pe un articol deosebit de grav care prevede privațiuni de libertate. De la 5 ani în sus. Oho. Înțelegeți? Și acum pot să spun, este și o reacție normală să-ți aperi mama, care, printr-o consecință de achitare pe o astfel de dosar, urmează să fie atras la răspundere. Mă înțelegeți? Și eu, deci dacă noi analizăm exact până unde am ascultat acum, este o firească reacție a omului să creadă în cuvintele mamei și a fiicei. Că e mai simplu să crezi în chestia asta decât să te apuci de cercetări. Într-o zi tot așa s-a certat fiul cu maică, s-a certat și i-a spus, aș fost servit nu știu ce, fiul i-a spus maică sale că, o-ți, că eu n-a să... și-ai făcut, ai să răspunzi. O-ți zis că ai să te duci la pușcărie. Asta cine v-a zis? Ați fost prezentă? Vecinii. Așa, colegii mei au discutat cu această femeie. Hai să vedem împreună ce ne-a spus ea nouă despre aceea. Copiii noștri, fetița lor e mai micuancă a noastră fetiță, doamna. Și comunică, se duc la școală împreună. Și din vine des pe la noi ca să roage împreună. El venea de la școală, eu am ieșit la poartă și am întrebat. El era împreună. Și eu spun, zic, spune-te rog frumos, într-adevăr, s-a întâmplat așa? Eu zic că nu, bunica mi-a spus, spun așa. Și apoi, a doilea rază, ei au venit la noi. A doua rază, când cu bunica au venit chiar un spițăin la noi. Noi suntem cu mătri, prieteni, mahală. Și am ajuns la subiectul ăsta despre domnul Ștefan. Și de față cu noi. Și eu, cum a stat, s-a uitat la mine și a zis că bunica mea tale m-a învățat să spun așa. Și eu a luat-o și a bătut-o și a ieșit și nu a mai vorbit cu noi. Și a în seara și eu a bătut tare fata. A doua zi, eu a spus, că bunica m-a bătut tare, o zic eu la voi, n-a să mai vin. Ei au spus, dacă nu faci ghine cu banii ăștia, ai să-i dai în altă parte. Când o trimis pe tata să închidă poarta, că să nu vie nimeni și s-a culcat cu tata. El să-i pună întrebări? Da, de ce fetiței? Nu? Fetiței? Numai prima dată, poate mai multe ori fetiță, dar nu să-i bagi limba în gură. Atunci punem semn de întrebare și acolo și acolo. Ei, hai că totdeauna ca să disfacem gardul și să trăim două cu unul. Și eu mă rădem cu dânsul, dar și el e turc. El trebuie pedepsit, știi cum? Până în final. Să chișe oasele fratele în pușcărie. Pentru și... La ei 56 de ani, Maria povestește că soțul ei, Ștefan, alături de care a trăit 27 de ani, a ajuns într-o mare încurcătură. El nu putea să facă așa ceva. El e un om foarte, foarte harnic. A lucrat. Am crescut împreună copiii. Femeia povestește că soțul ei, care acum trebuia să-și legine nepoții, se află după gratii. Potrivit Mariei, el a ajuns în pușcărie după ce vecina lui, de peste gard, a declarat la poliție că Ștefan i-a violat nepoata de 7 ani. Expertiza a fost. Acolo i-a spus că nu-i drept nic. Că nu-i fata, nu, nică nu pățit. El des se duce la doamna Maria, des doamna Maria îl strigă, mă stiu pe venul și mă ajută la ce, la ce, la... Eu am vrut ca să se răzbune pe dânsul, într-un fel. Chiar i-a prins împreună că... I-a da? Prins împreună, da. Mai este o pădaleapă, de o zis pe Nelea și concubină. Și de asta trăim amândoi. Ce alte versiuni au fiica și sora lui Ștefan, dar și cum răspunde bărbatul la acuzațiile care îi se aduc, aflați în această ediție. Vă
Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Maria de 56 de ani care încearcă să-și scoată soțul din închisoare. Ștefan a fost condamnat la 10 ani de pușcărie pentru abuz sexual asupra unei copile. Maria însă este convinsă că istoria a fost inventată de vecina bărbatului, bunica minorii, din gelozie. Maria afirmă că aceasta ar fi sperat la o relație cu Ștefan, iar când ar fi fost refuzată, ar fi decis să se răzbune și a depus declarații false la poliție. Echipa noastră a discutat cu această femeie și în câteva momente veți auzi ce spune ea despre cele întâmplate. Dar acum o vom asculta pe sora lui Ștefan, care a venit în platoul nostru să ne spună ce crede ea despre condamnarea lui Ștefan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Spuneți-ne sincer, ce credeți despre declarațiile acestei femei care v-a acuzat fratele și din cauza cărora el, de fapt, acum trebuie să stea la închisoare 10 ani? Eu cred că aici, între dânsii, a fost tare... tare neplăcut. Chiar credeți că această vecină ar fi capabilă să-i tragă o asemenea răzbunare? Aici au făcut că au avut și eu de pe dânsul că nu i-au făcut bine cu niște bani. Și de la asta s-a început că ei au spus, dacă nu faci bine cu banii ăștia, ai să-i dai în altă parte. Despre ce bani ar fi vorba? În timpul și ala ei cât serveau câte un pahar de vin, i-a venit brigadierul și i-a adus banii de la lucru. Și ei zice că ia ca moi să-mi dai și mie niște bani. Nu pot să-ți dau că îți dator pe niște uși, că și-o cumpărat uși. Și nu pot să-ți fac ghine cu bani. Și e în timpul și ala, în alea, îi zice, eu zic că așa să mai scot o leacă de vin și eu zic că ies și eu cu tine afară. Dar beciul adânc și nu-i departe. Așa. Tata a rămas pe divan mâncând o prăjoală cu o bucăți de pâine. Și uita la televizor, bade a număra banii. Și în timpul ceala, eu, nele nu scos ulciorul plin cu vin. O leacă rip de la grant și eu am intrat înainte, nele din urma ei. S-o așezat, dar lângă el lângă fată, dar cum erau așezați. Lui fratele eu zis că tot nu iese în ei, spune dar lui nele că nu iese banii și ea. O zis că ia să-i mai număr odată. Și eu numărat și... I-a tu și eu zis că e ca să-mi faci ghine cu bani. Și eu zis că n-am eu cum să fac ghine la nimic cu bani, poate să vii și mama din mormânt, că eu bani pot să dau, că-s dători cu bani. Dar ei atunci când au intrat, eu zis că după și eu le-a dat câte o pahar de vin, i-a dat și ei să o servească. Și eu zis că eu nu servesc, îi zice lui Nălea. Dar de ce? Pentru că ia ca eu când am intrat, stiopa eu sub bozele lui. Și fata a stat și s-a uitat la dânsa. O zic, cum? Bunică. Și nu mai puteți zice nici fata. O luat-o de spiete și o scos-o afară. Și o dus-o bătând până acasă. Și de atunci am început să îmble, să-i sune lui Fiorsu, în Anglia, unde el și a venit Fiorsu și odată în miliție. Și eu când m-am dus în... Deci, cam, e același lucru pe care îl credeți, că femeia a inventat întreaga poveste cu abuzul sexual, doar că dumneavoastră credeți că ar fi un alt motiv. Nu gelozia, dar supărarea că nu i-a dat sau da, nu i-a împrumutat acei bani de care ar fi avut nevoie. Da, dar e de multe ori spune că chiar și eu m-am nimerit la dânsa în casă și m-am nimerit și zic, că Maria, mă duc eu că ni soțul ăla de fratele și ei hai că tot de una ca să disfacem gardul și să trăim două cu unu. Și eu mă râdem cu dânsul, dar și el e turc. Și ei de acolo sunt șeput. Și gelozia și banii. Da. Da? A venit momentul să aflăm ce povestește bunica minorei care ar fi fost abuzată sexual. Maria, soția lui Ștefan, crede că anume ea este cauza tuturor problemelor abătute peste familia lor. Noi am reușit să o găsim pe femeie care se află acum în străinătate și am discutat cu ea la telefon. Să auzim ce a făcut-o să se plângă pe Ștefan la poliție. Mi-e jeli de dânsul, că e bătrân și nu a avut minte. Dar, de fapt, mi-e jeli că cum s-a rutat fata? Și fata a început să plângi, că eu m-a revoltat atunci, ce înseamnă asta? Și... deși plângi, că tu s-a rutat pe obraz, el m-a început să plângi, o zic că nu, m-a s-a rutat pe buză și mi-a vrut limba în gură. Mi-a povestit ce-o bățit, am sunat la poliție, m-a dezbrăcat-o.
cu vrut să o violeze, dar... Și fata s-o temă să spuie și ea ca ce. Dar atunci, dacă am dat de așa ceva, am început a plânge, am venit acasă, am început a plânge, asta, ea și tata a început să-mi spuie. Ea ca bunica așa, ea ca bunica când a fost la păpușoi, asta ea, el a vrut, ea ca și-a vrut să facă, ea ca așa, el a luat fata, haidem să alege păpușoi de fier, el acolo păpușoi a vrut să-și bată joc de fată. Poliția și judecata, mai departe o interogat, a fost cu fata, a fost la Chișinău, a fost la unde ne-o trimis, avem încredere. Rudele lui Stepan spun că dumneavoastră ați avut o relație cu dânsul. N-am avut nimic. El dacă tot timpul, dacă e mincinos și tot timpul umbla cu minciunile, ce relații să am eu cu dânsul? Da, el vrea. Vrea, hai să fim împreună, hai că eu bine alea o alung și cu tine. Zic, eu bărbat nu vreau. Nu vreau, eu nu vreau bărbat și nu vreau pe nimeni, absolut. Eu, copiii mei și atâta. Am avut un singur bărbat și mai mult n-am nevoie de când mi-a murit soțul meu, eu cu nimeni n-am avut nimic. Ce relații să am cu cine? Of, Doamne! Ei spun că dumneavoastră ați inventat povestea asta despre viol din cauza că erați geloasă. Doamne, ferește, Maica Domnului! Cum se spun fete, cum să faci sex? Hai spuneți, singurică. Cum arăta păpușa, băietul și fata, cum îi făcea el ea? Eu era să-i arăt lucrurile astea. Fete. Mm-hmm. Nu gândiți-vă, singurică. Eu da păpușele, fete, la Chișinău, acolo unde ne-au dus ea. Și mi-a spus, hai arată cum s-a făcut. Și fata o arătat că eu stăteam într-un ghel acolo și mi se râgea părul în vârful capului. Rudele lui spuneau că dumneavoastră ați fi avut nevoie de bani și din motiv că el nu a vrut să vă împrumute, iată, l-ați dat la părinte. Doamne fereste, doi copii am peste hotari. Ce bani am eu nevoie? Eu am fost la Israel. Ce fel de bani să am eu nevoie? Niciodată în viață nu m-am împrumutat de la nimeni cu nimic. Dar de ce nu a spus atunci când a fost la noi și când a trimis pe tata să închidă poarta, că să nu vie nimeni și s-a culcat cu tata? De ce nu a spus atunci că ei nu a avut nimic cu tata? Dar cine i-a prins? Nu i-a prins nimeni. Tata mi-a spus în față când eu am fost ultima dată la penitenciarul lui. Ei, tata mi-a spus. Coți că el a trimis să închidă poarta, că să nu intre nimeni, să nu-i prindă nimeni. Dar despre ceea ce povestește această femeie, despre, apropo, povestea despre expertiza psihologică făcută la Chișinău copilului, fetiței, da? Deci, dacă ați fost atente, cu păpușele. Și întrebarea bunicii este foarte logică. Cum puteam eu să-i arăt nepoatei mele cum se întâmplă aceste lucruri? Eu, acatar, eu am vrut la suduri să deschidă sudul, fratele, să vorbesc eu cu dânsa față în față, să-i spun cum să laudă fșorsul pe stihotare, că el anume se duce să muncească și să plătească procurorul, advocatul și să-i cheșe oasele fratele în pușcărie. Pentru și... Poate pentru că sunt foarte înrăiți? Da, pentru că poate cred că Ștefan chiar a abuzat-o sexual pe fetița lor. Nu cred. Și atunci... Dar nu numai prima dată pat fetița asta, numai prima dată pat mai multe ori fetița, dar nu se bagi limba în gură sau să stea în alte genuri de... El, fratele, erau este... dragi copii. Ea ca Lucatea, vecina lor, îi mai mărișoară fata și câți ani are ei, clasa 6, mai tinca 7. A fost cu dânsul la stână, a fost pe tot locul, așa e mai mare, nu i-a făcut, dar pe dânsa cu adușe de la grădiniță. O, practic, a crescut de mici. Dimitit dornel adânsă-i. E postoiană, când era ploaie, așa e mai mare, lua fata așa și suduială și gărafa după jenă mahală. Și acolo pe dânsă, eu am vrut să vorbesc cu dânsa în față. Ați vorbit apropo cu ea? Cu dânsa nu pot vorbi că ori se duce de acasă, ori pleacă la Italia. Comportamentul ăsta este destul de straniu, da? Deci, cum zic și doamnele, copilul ăsta de fapt a trăit la el acolo, da?
De fapt a trăit la el. Și eu nu, deci nu știu, aș vrea să văd expertiza lui psihiatrică, aș vrea să văd cum a fost efectuată expertiza asupra fetiței. A avut el posibilitatea să pună întrebări, nu a avut posibilitatea să întrebări. El să-i pună întrebări da, de ce fetiței? Nu? Prin intermediul avocatului, da, corect, să audiază copilul la judecătorul de instrucție și să dea niște întrebări și niște concluzii. Am eu așa un feeling. Chiar nu pot să explic de ce, dar ceva este la mijloc care nu, ea nu spune adevăr. Nu pot să explic din ce motiv. Eu am înțeles că nu sunt ferm convinsă nici într-o situație. Dar ce pot spune eu din ceea ce am auzit, că doamna audiată pe intermediul telefonului a avut cel puțin două situații când a mințit. Și dacă da. A mințit de două ori, poate să mintă și mai departe. Unde anume? Dacă poți să ne spui și nouă. I-a spus, spre exemplu, a spus că când a intrat în casă, fata era dezbrăcată. Când a fost dezbrăcată? Ți-am zis tot? Asta două minute, durează. Fata era dezbrăcată, da. Iată, da, o situație prima. Și a doua situație, când a spus că n-a fost în niciun fel de relație, mai cu seama amoroasă, cu domnul. Modalitatea în care ea apela la ajutor și permanent erau împreună și... Asta nu înseamnă o relație amoroasă. Și atâtea argumente care le-am auzit, iarăși eu nu pot spune vecin. Că este... Vorbește lumea. Și vorbește ea. Atunci punem semn de întrebare și acolo și acolo. Și undeva cam... Deci bine, eu am spus din start că situația este foarte straniu. Dar deci, un om e condamnat la 10 credibilă. Ani. E condamnat în același timp, omul e condamnat la 10 ani. Deci și aici nu pot fi ghilimele. Dar în același timp vorbim totuși despre molestarea unui minor. Da. Deci, dar în un lucru extrem de grav. În ambele situații copilul suferă. Sau este manipulat de către bunică, sau a fost agresat. În ambele situații copilul are de suferit. Iar acum a venit timpul să auzim ce spune Ștefan despre acuzațiile grave pentru care a fost condamnat la peste 10 ani de pușcărie și se află acum după gratii. Din păcate am avut doar o discuție scurtă cu el, întrucât timpul apelului a fost limitat. Atenție! Am văzut niște societate pe la bari, la mici. Mi-a făcut o vărană pe obraz și mi-a ajuns un șor, mamă. Once, și-am stat la masă, pe la oară liber. Aproape de trei o vine nepoata lui la școală. Am stat la masă împreună, tot eu și pe toată afacere, tot felul. Am înscut numele la locul lor. Hai mă n-au un tot felul, fiți au crezut, apoi el ești afară, s-a ducat cu ușor de vin. Ei s-au făcut jale, dacă la mine au crescut acolo, tot am șters curtca cu ștergare rău, s-a dat-o pe obraz sus, mângâi. Da, el acolo a scris în declarația Eliseria că în 2020 a fost cu mine după porunc cu cărul, dar în 2020 a fost și porunc și nu a fost deloc. La mine calul era nătâng, nu puteam să-l lipă deloc. Mi-a dat o răspuns ferm. Calul era nătâng și n-a avut cum să se ducă după porumb. Asta poate fi dovedit și asta este probă că n-a fost el la porumb ăla cu fetița, da? Și că nu a avut porumb. Și că nu a avut porumb. Deci, uitați-vă, omul spune, la subiect vorbește, da? În comparație cu doamna care a fugit și peste hotare și zice, dă-mă la telefon. Dacă bunica, să admitem sub aspectul ăsta, ar fi atât de, să-i se întâmple chestia asta nepoatei sale, acest abuz, ar fi stat în drept în față la toate camerele de luat vederi și ar povesti cu luz de amatut tot ce s-a întâmplat. Ar urla. Dar ea... Nu neapărat în fața camerelor de luat vederi. Ok, sau măcar zic să... Ba mai mult, am fi protejat-o și noi. Ok, dar ceva iarăși este foarte straniu și este foarte subțire. Din ceea ce auzim noi, să-i dai omul sau condamn, indiferent. Ce șanse credeți că mai are acest bărbat pentru a scăpa de condamnare așa cum se așteaptă sau visează aceste trei femei? Întrebarea despre modul cum a fost condamnat, înțeleg foarte bine. Dacă s-a luat la bază numai acea expertiză făcută a copilului, audierea copilului și care a repetat o poezie, ea a fost bine mersi constatată și a stat la capul condamnării. Dar dacă pe acest dosar s-ar fi făcut
niște investigații de gen, detectorul de minciuni, supus unei expertize psihiatrice, Ștefan, și ar fi existat la dosar, nu cred că ar fi ținut condamnarea. Toate aceste lucruri mai pot fi făcute acum? Nu. Deja instanța supremă la care, dacă o să apeleze, dacă o să găsească ceva procedural greșit, da, au să poată să întoarcă în instanța, în curtea de apel, să reexamineze cazul. Numai asta este unica lui șansă de a scăpa de acest dosar. Chiar dacă v-a trezit și vouă dosarul lui atâtea întrebări și... Foarte multe întrebări. Poate fi. El are o speranță în cazul în care se vor dobândi probe noi, poate fi sentința lui revizuită. Ca să înțeleg, pe scurt, concluzia voastră este că nu excludeți deloc că în pușcărie a fost băgat un om nevinovat. Da. Da. Eu o văd persoană condamnată abuziv. Eu toată emisiunea m-am uitat în ochii doamnelor astea și văd așa o disperare și o tristețe. Eu vreau să mergeți până la final, ca într-adevăr dreptatea să fie ea într-adevăr dreptate, dar nu un abuz. E foarte trist că în jocul maturilor sunt implicați copii. Vă urez într-adevăr să mergeți până la sfârșit și să aveți dreptate. Mulțumim. Omul trebuie pedepsit dacă a făcut ce se învinuiește. El trebuie pedepsit, știi cum? Până în final. Dar situația e că eu nu pot să fiu ferm convinsă și colegii mei că el situația asta a săvârșit-o. Și poate suferi, poate fi situația că omul ăsta nu mai iese și vârsta mare și învinuirea e foarte strașnică. Iată, aici într-adevăr e foarte, foarte subțire. Poate fi un vinu... Eu cred că în situația dată omul poate fi nevinovat. Dar dacă este vinovat trebuie foarte bine argumentat. Că altfel ăsta e omor, înțelegi? El la 77 de ani de acolo, nu cred că mai iese. Nu. Foarte atent. E viața unui om. Și e posibil că nu e vinovat. Înțeleg posibil. Că acesta este un apel către oamenii legii, hai să zicem așa, către sistemul nostru judiciar. Dar aici stau trei femei. Cu ce pleacă ele acasă? Dacă le mai puteți încuraja cu ceva sau liniștii? Aș sfătui pe aceste doamne să meargă să-și să depună o audiență la Procuratura Generală, să intre la audiență la Procurorul General sau la adjunct, să povestească despre tot ceea ce știu și să insiste asupra unui control de rigoare pe dosarul în cauză. Deoarece procuratura poate să-și... Procuratura în cauză, cred că a fost dusă de Raion sau de unii la Hâncești, Procuratura Generală are competență să verifice probele care au fost puse în dosar, modalitatea lor de acumulare a probelor și Procuratura Generală poate să inițieze chiar ea un control de rigoare în cazul în care se vor adeveri careva circunstanțe povestite de către doamnele respective. Asta este sfatul meu, ce puteți faceți acum, cum să vă comportați. Vladislav, chiar îți mulțumesc și pentru acest sfat, care nu știu dacă acum ar trebui să le dăm vreo speranță acestor femei, dar chiar vreau să plecați de aici cu ceva, să nu fiți disperate. Și totodată chiar mă bucur că doamna Maria ați venit astăzi și ne-ați demonstrat și nouă că se poate trece peste multe și într-un final să ai puterea să fii alături de un om care se află într-o situație extrem de complicată. L-ați iertat, mai aveți dragoste în inima voastră și ne-ați demonstrat acest lucru. Cred că acest fapt este extrem de important pentru Ștefan, orice s-ar întâmpla după. Să vadă această emisiune, să-i spuneți că ați ajuns și la noi zbătându-vă pentru el, să-l susțineți.
Eu cred că e un mare lucru să ai o asemenea soră, așa o fiică și așa o soție. Eu mulțumesc mult că ați venit astăzi aici. Mulțumesc. Aici încheiem. Liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.